Fumatul este un păcat, iar rugăciunile celor care fumează nu sunt luate în considerare de Dumnezeu, susține înalt preasfințitul Teodosie. Nu este prima dată când declarațiile sale stârnesc controverse. El s-a ales și cu o plângere la Consiliul pentru combaterea discriminării, după ce a spus că femeile abuzate de soți trebuie să-și ducă crucea. La ultima apariție publică, clericul a avut recomandări și în ceea ce privește intimitatea dintre soți. Să nu facă soții din plăcere un scop al vieții. De aceea și canoanele nu îngăduie o întâlnire intimă între soți în fiecare zi, ci de două ori pe săptămână, dacă nu sărbători, și când e post deloc. Chiar au fost familii care trăiau în abstinență și doar pentru a se naște copii se întâlneau foarte rar. Se ia în considerare rugăciunea dacă fumăm? Nu prea se ia. Sfinții părinți sunt categorici. Fumatul este păcat împotriva firii. Acestea sunt cele mai mari păcate, cele împotriva firii. Aș vrea să vorbesc cu acest credincios care a întrebat, că mulți am făcut să se lase de fumat. Aș vrea să-l ajut și pe acesta.